În lipsa specialiștilor în limbajul semnelor, persoanele cu deficiențe de auz riscă deseori să devină victimele escrocilor. Este și cazul unei pensionare din capitală, care a semnat, fără să înțeleagă bine, că permite gajarea locuinței. Mai apoi, apartamentul ei a fost scos la vânzare, iar procesul de judecată încă mai continuă. Iată de ce atunci când semnează acte sau merg în instanțe, trebuie să fie asistați de interpreți mimico-gestuali. De altfel, legislația obligă instanțele, dar și poliția sau procuratura să achite serviciile specialiștilor atunci când examinează un caz cu implicarea unei persoane cu probleme auditive. De partea cealaltă, interpreții sunt descurajați să presteze astfel de servicii din cauza procedurii birocratice. Reportajul ce urmează face parte din campania Înțelegem legea, realizată de TV8 în cadrul programului Accesul la justiție în Moldova. Problemele pentru Vera Cebotari, o femeie cu deficiențe de auz din capitală, au început după ce a semnat o procură. În lipsa unui specialist în limbajul semnelor și fără ca să înțeleagă conținutul, a dat acordul pentru gajarea apartamentului. Când s-a domirit că a intrat într-o capcană imobiliară, încurajată de rude, pensionara a cerut ajutorul unui interpret autorizat. Așa a ajuns să o cunoască pe Ala Bargan, interpretă la Asociația Surzilor din Republica Moldova, pe care a invitat-o să o asiste la ședințele de judecată. Doamna Vera își amintește cu emoții momentul în care, la una dintre primele ședințe, judecătorul a umilit-o pentru că nu reușea să înțeleagă ce îi se spune. Eu s-o simțit foarte umilită că când o solicitat să fie adus traducător și dânsul o strigat la dânsul așa de tare, precum el spune, dar eu nu port nicio vină că eu nu aud. Exact mi-a spus cuvântul, ce eu vinovat că eu nu aud și el nu ne-a asigurat interpretare. Deși necazurile cu justiția încă nu s-au încheiat, femeii îi dau lacrimile atunci când vorbește despre frica de a rămâne fără propriul apartament. Nu s-a așteptat că cineva poate să o scoată afară din casa ei. Deci nici nu-i vine a crede. Ei s-a speriat foarte mult de situația în care o nimerit. Ca să o asiste pe doamna Vera la ședințele de judecată, Ala Bargan a trebuit să treacă printr-o mulțime de proceduri birocratice. Așa cum cere legea, primul pas este să încheie un contract cu instanța de judecată. Mai apoi, este nevoită să strângă semnăturile celor prezenți la ședință ca să demonstreze că a prestat serviciul. Legea este stipulată că tot ce ține de jurisprudență este achitat, este stipulat mecanismul, regulamentul, costul, este tot și în cazul dacă pe mine mă invită judecătorie, judecătoria este obligată să încheie contract de prestare a serviciului și să achite ora. O oră de interpretare costă în jur de 180 de lei, dar sunt situații când instanțele nu își onorează la timp sau chiar deloc obligațiunile. Pe ultima vreme nici nu accept invitațiile să particip în dosarele. Eu nu dispun de atâta putere și de atâta timp ca pe urmă să-mi scot banul ăsta. De aceeași părere este și o altă interpretă a limbajului semnelor de la Asociația Surzilor. Liliana Dari este șefa filialei Chișinău și de-a lungul anilor a asigurat traducerea pentru mai multe persoane cu dizabilități de auz în procesele judiciare. Au fost situații când era nevoită să se ducă la judecăți în nordul sau sudul țării, iar banii pentru deplasări îi achita din propriul buzunar. Дорогу йому оплачивают тур ретур по окончании судебного следствия, судебного дела. А суд может длиться и год, и два, и три, и четыре. Переводчик должен ехать на каждое судебное заседание, и мы с боем выбиваем эти деньги. Нас спрашивают, откуда нам брать. Мы тоже говорим, а нам откуда брать? У нас тоже есть дети. În baza de date a Ministerului Justiției figurează 16 interpreți în limbajul mimico-gestual care sunt autorizați să presteze servicii pentru această categorie de populație atunci când se confruntă cu o problemă de ordin juridic. Sunt prea puțini în raport cu cei 5.000 de oameni cu probleme de auz, atât cât sunt înregistrați în țară, consideră Elena Stajila de la Centrul pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Foarte des lipsa serviciilor interpreților în limbajul semnilor duce la faptul că persoanele cu dizabilități de auz sunt discriminate în exercitarea drepturilor sale, deci din cauza că nu-și cunosc suficient de bine drepturile, sunt deseori victimele unor escroci. Pentru a facilita accesul persoanelor cu deficiențe de auz la interpreți autorizați, este nevoie de implicarea Ministerului Justiției, în condițiile în care este instituția care eliberează licențele de activitate, consideră specialistele de la Asociația Surzilor. Думаю, что если бы Министерство юстиции взяло под свое обеспечение
обеспечения, заключили бы с Министерством юстиции контракт на год, один раз на год, и в каждую инстанцию мы едем, контракт с Министерством юстиции у нас заключен. И пусть ихняя бухгалтерия уже потом работает по местам непосредственно, где происходит заседание суда или в полиции. În timpul documentării acestui subiect am solicitat un comentariu de la reprezentanții Ministerului Justiției în încercarea de a vedea dacă instituția are soluții pentru a simplifica procesul, dar deocamdată Ministerul nu ne-a răspuns la solicitare. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!